Ferecați ușile PNL pentru orice ales local al PSD, nu orice căutam PNL. Vreau să-i rog pe fiecare președinte de filială, pe fiecare prim-vicepreședinte, vreau să rog pe fiecare președinte de organizație locală, vreau să rog pe Ludovic Orban, pe Raluca, pe Iulian, nu îi primiți în partidul nostru. Ferecați ușile PNL pentru orice ales local al PSD, nu orice căutam PNL. Astăzi nu aveți ce să vorbiți cu ei. Zdrobiți-i în alegeri. Nu-i aduceți în casa noastră. Nu-i aduceți în casa noastră. Nu-i aduceți în casa noastră. Ferecați ușile PNL pentru orice ales local al PSD, nu orice căutam PNL. Vreau să-i rog pe fiecare președinte de filială. Bună seara! Aș putea continua la infinit cu mesajul domnului europarlamentar Radeș Bogdan, dar haideți să trecem la lucruri mult mai serioase. Așa cum bine ați văzut în promoul făcut de mine, în seara asta am o tânără invitată, membru USR Topoloveni, este vorba de Simona Elena Limberea, care îi zic Simona. Bună seara! Bună seara! Și bună Simona. Seara, domnul Traian, și bună seara tuturor celor care ne urmăresc în această seară. Fiind pentru prima dată la mine în emisiune, așa cum am procedat cu toți invitații mei, cine este Simona Elena Limberea? Pentru cei care nu te cunosc, poate cunoscută, că ai mai puțin de 22 de ani. Într-adevăr. Da. Majoritatea dintre cetățenii orașului Topoloveni mă cunosc, știu cât de cât despre mine, dar pentru cei care nu mă cunosc, eu am 21 de ani, am terminat liceul teoretic Ion Mihalache în 2017, după care am ales să-mi schimb puțin obiectivele, terminând filologia. Am zis să mă duc pe o ramură mai puțin cunoscută de mine, m-am dus pe economie, pe un teritoriu străin. Am început studiile în 2017 la Academia de Studii Economice din București, la Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată. Anul ăsta am terminat, am avut licența pe care am luat-o cu bine, cu o notă destul de mare. Mi-am dorit foarte mult să merg în continuare în domeniul acesta, deși trebuie să recunosc că a fost o provocare, pentru că eu sunt foarte pasionată de arte, de tot ce înseamnă arte. Îmi place foarte mult să scriu, compun poezii și cei care mă cunosc mai mult de pe Instagram, de pe rețele de social media, unde postez diverse videoclipuri cu mine cântând. Ador muzica. Mi-ar fi plăcut să fac o performanță în treaba asta, doar că nu am fost, ca să zic așa, susținută de la bun început de părinți, de prieteni și cumva între timp au intervenit emoțiile. Nu m-am considerat atât de bună încât să merg pe treaba asta, însă ușor, ușor, în timp, am început să capăt mai multă încredere în mine din prisma jobului și din prisma jobului pe care l-am și din prisma faptului că am acumulat cumva o experiență, deși sunt atât de tânără. Vă spuneam că am terminat în 2017 liceul, am terminat facultatea anul acesta, am continuat cu studiile de master tot la Academia de Studii Economice din București, în master pe economie europeană. Vă spuneam că sunt destul de familiarizată cu mediul online și din prisma jobului pe care l-am. În prezent sunt consultant în asigurări de viață și sănătate, consultant financiar la Metropolitan Life. Nu știu dacă vă sună cunoscut sau nu, este o companie destul de mare, una dintre cele mai mari companii la nivel global în ceea ce privește asigurările de viață, sănătate și pensii private, pilonul 2. Cumva, jobul acesta m-a ajutat să-mi trasez eu obiectivele. Cred că cel mai important lucru și când am ales să intru în acest partid este să ai un mindset corect, să-ți trasezi niște obiective. În momentul în care tu îți trasezi niște obiective, știi clar drumul pe care trebuie să-l urmezi și știi clar că trebuie să faci ceva în sensul ăla, să atingi acel obiectiv.
Vă spuneam la început că, deși sunt atât de tânără, sunt foarte implicată. Dorința mea cea mai mare este să devin antreprenor. Îmi doresc să-mi construiesc propriul business și dorința asta a devenit la mine literă de lege, ca să zic așa, pentru că în momentul când m-am mutat în București, fiind un oraș străin pentru mine, eu venind din provincie, îmi doream foarte mult să fac o carieră, ca orice student, ca orice elev care se duce la București, îmi doresc să am o carieră de succes. Și nu știam efectiv ce să fac în detrimentul ăsta. Și am zis, măi, m-am angajat. Primul meu job a fost ca și consultant de vânzări la Altex. Acolo am luat prima interacțiune cu oamenii, primul impact. E foarte, foarte greu să lucrez cu oamenii. M-am lovit de foarte multe obiecții. Dar mi-a plăcut lucrul ăsta, îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii, mi se pare că e un punct care mă reprezintă, lucru cu oamenii. Într-adevăr, provocarea cea mai mare vine în momentul în care începi ușor, ușor să lucrezi cu ei și îți dai seama cât de greu e să lucrezi cu oamenii. Mai ales chiar că am văzut foarte greu. Foarte greu, mai ales am văzut lucrul ăsta și când am ieșit în stradă cu colegii mei de la USR. Este foarte greu să ieși în stradă și să te lovești de anumite obiecții, să te lovești de toate nemulțumirile oamenilor, oameni care până la urmă au și ei doza lor de dreptate, au și ei propriul adevăr, sunt influențați de ce a fost și nu vor să dea o șansă și tinerilor. Asta este motivul pentru care am decis cumva să mă implic mai mult în inițiativa aceasta a USR-ului, pentru că eu susțin foarte mult tinerii. Știu cum e să te lovești de foarte multe bariere, cum vă spuneam, când am venit în București, fiind un oraș străin pentru mine, nu știam încotro să mă îndrept. Primul job m-a responsabilizat foarte mult, pentru că eu plecând de acasă, unde eram ținută cumva într-o bulă de cristal, ca să o numesc așa, nefiind familiarizată cu responsabilități, m-am dus într-un oraș străin, nu cunoșteam pe nimeni, trebuia să mă gătesc singură, trebuia să mă întrețin singură. Cu alte cuvinte, ai plecat de la zero. Cu alte cuvinte, am plecat de la zero, bineînțeles. Și atunci de-abia ai înțeles cât de greu este totuși să fii departe de părinți, care poate că făceau aproape totul pentru tine, îți spuneau totul la dispoziție, tu vedeai decât să mergi la școală, să înveți, să te plimbi, să mergi la discotecă, la club și așa mai departe. Și întâlnești cu prietenii. Exact. Ajungând la București, deja s-au cam schimbat rolurile. A trebuit să fii și mamă, și tată, și... Exact. Și mi-a fost foarte greu. Pentru că, într-adevăr, pot să spun că a fost și un defect, să-l numesc așa, al părinților mei, m-au cocoloșit foarte mult. Am fost destul de răsfățată. Și când m-am trezit singură, nu știam cotro să o apuc. Ușor, ușor m-am responsabilizat, a trebuit. Practic, cumva, responsabilitatea asta te împinge, de fapt, nevoia te împinge de la spate. N-aveam ce să fac. Bineînțeles, părinții mei m-au susținut pe toată perioada studiilor și în prezent mă susțin foarte mult. Nu aș fi reușit să ajung în punctul ăsta. Consider că pentru vârsta pe care o am, nu vreau să par puțin narcisist în detrimentul ăsta, dar consider că am o bază destul de solidă. Că vă spuneam la început, mulți dintre oamenii cu care vorbesc, mulți dintre clienții mei se lovesc de obiecția asta. Măi, dar ești foarte tânără. Ce poți tu să faci dacă ești atât de tânără? S-au convins până la urmă că poți face multe. Exact. Și cred că ei surprins de fiecare dată când au văzut că, de fapt, eu știu, problemele lor au fost rezolvate de o puștaică de nici 22 de ani. Da, exact. Nu? Dar mereu am mers pe premisa că nu vârsta mă definește pe mine ca persoană. Adică am stat de vorbă cu persoane mai în vârstă, care aveau o percepție total diferită, total diferită de viziunile mele, de percepțiile mele. Într-adevăr, noi suntem diferiți de la persoană la persoană. Categoric. Dar când te lovești de persoane care nu te susțin, spun, băi, ești mult prea tânăr, ești mult prea crud, nu ești suficient de copt. Oamenii, în general, au impresia că dacă vârsta te definește pe tine ca și experiență de viață. Într-adevăr, poți să ajungi să am 21 de ani și să mă lovesc de anumite evenimente, de anumite impedimente care mă formează pe mine. Cum vă spuneam, m-am lovit de foarte multe lucruri care ușor, ușor m-au responsabilizat și m-am făcut cumva omul care sunt astăzi. Să merg pe niște principii morale bine stabilite. De aici și dorința mea de a deveni antreprenor, pentru că îmi doresc foarte mult să-mi întemeiesc propria mea echipă. Cred că ați observat și dumneavoastră sistemul de muncă din România. Nu există o
colaborare, ca să zic așa, parteneri în afaceri, parteneri în business. Nu. Fiecare există, pentru el. Exact. Există fiecare întotdeauna superiorul și angajatul. Nu am suportat niciodată această idee. Nu am suportat pentru că eu consider că în momentul în care sunt la început ar trebui să fiu ajutată. Și într-adevăr am fost ajutată la început de foarte multe persoane, dar persoane care au corelat cu mine, cu viziunile mele, persoane care m-au care au fost pe aceeași lungime de undă, exact, până exact. La urmă, pentru cei care se uită la noi, așa este bine. În orice afacere, dacă nu toți sunt pe aceeași lungime de undă, nu ai cum să reușești. Exact. Dacă unul trage, e vorba din popor, unul trage hăi sau altul cea, niciodată. Exact. Nu, trebuie să tragem la aceeași căruță, cum s-ar trebuie spune. Să tragem la aceeași căruță și pe același drum, pentru că... Exact. Dacă noi doi suntem parteneri de afaceri, tu spui că hai să o luăm la stânga, eu spun hai să o luăm la dreapta și de fapt drumul cel bun este tot înainte, păi ce facem? Ne întoarcem de unde am plecat. Adică apoi o luăm fiecare pe drumul său, pentru că nu putem să mai continuăm să dezvoltăm o idee de-a noastră, un concept de-al nostru, să-l ducem la bun sfârșit. Simona, ce pot spune? Văd în tine un tânăr antreprenor de succes. Mulțumesc! Te-am citit foarte repede, așa, dar pentru că suntem la mai puțin de 5 zile de alegerile locale din 27 septembrie, scuzați, 2020, a rămas cu 2017, da, da, da. Că am eu o chestie care în emisiunea următoare cu domnul Ionuț Moșteanu o să discut despre 2017 și până în 2020, dar să revenim totuși cu picioarele în Topoloveni. Orașul Magiunului, Magiunul de Topoloveni, unde știți foarte bine, aveți un primar de fix 30 de ani, mai puțin și face 31. Mulți înainte, domnul Boțărcă, foarte tânăr sunteți, 31 de ani, 30, 31, cu 21, diferență deja de 10 ani. De ce ai ales USR-ul? Ca să zicem la lucruri așa mai... Deci ai ales USR-ul și l-ai ales PSD-ul. De ce nu ai fost acum, spre exemplu, eu știu, un post de consilier al domnului primar Boțărcă? Pentru că, cum vă spuneam la început, m-am lovit de foarte multe obiecții ale oamenilor de vârsta a doua, ca să zic așa. Am ales USR-ul pentru că candidatul la primărie, Daniel Șoncoli, este un tânăr foarte ambițios, cu un simț civic. Este un tânăr care mi-a fost coleg în liceu până la urmă, deși este mai mare ca mine cu 2 ani de zile. Să înțeleg că a rămas repetent cumva? Nu, n-a rămas repetent. Sau tu ai învățat atât de bine încât ai trecut câte două clase. Am trecut, da, nu. Cred că eu eram undeva clasa 9. Sper să nu se supere Daniel, acolo unde va fi el. Nu, nu se supără, este regulă. Dar l-am susținut pentru că, într-adevăr, nu neapărat, cetățenii din Topoloveni au nevoie de o schimbare. Știu că am ieșit în stradă, cum vă ziceam, cu oamenii. Am vorbit cu oamenii, sunt efectiv dezgustați de faptul că 30 de ani la rând a fost același primar. Eu nu am nimic personal cu domnul Boțârcă, vorbim de la om la om, nu am nimic personal cu domnul, însă e nevoie de o schimbare, iar eu sunt pro schimbării. Știu că... Și domnul Boțărcă acum o săptămână stătea pe scaunul unde stai tu acum și a spus clar că schimbarea se va face în 2024. Da, dar schimbarea are nevoie și de, scuzați-mi expresia, de prospături. Eu am, cum să spun, am o reticență așa față de oamenii care își mențin un post de conducere ani și ani și ani la rând. Da, Simona, trebuie să înțelegi un lucru. Domnul Gheorghiță Boțărcă, fiind acolo de 30 de ani, deci la Revoluție mea din 89, așa, și-a creat o familie acolo la primărie. Într-adevăr, am văzut că și-a creat o familie. Și o familie de care te desparți foarte greu până la urmă, pentru că tu i-ai crescut, tu i-ai educat, tu ți-ai adus acolo, sunt toți pe aceeași lungime de undă cu tine. Ți este greu. Într-adevăr. Ca și în familie. Și tu când ai plecat de acasă, ți-a fost foarte greu. Așa o să fie și domnului Boțărcă să plece din... Dar sunt foarte convins că domnul Boțărcă, cred că ar fi fost o persoană care ar fi rămas în memoria multor locuitori din orașul Topoloveni dacă
În vara acestui an ar fi anunțat că nu mai candidează pentru funcția de primar al orașului Topoloveni, dar o să candideze pentru o funcție de consilier, eventual Dacă viceprimar mă și întrebați să pe lase mine, pe asta ar altcineva. fi ciclul normal al lucrurilor. Pentru că exact cum se întâmplă și nu doar în politică. Eu sunt în politică de o lună de zile. Sunt nouă în toată treaba aceasta. Doar că, v-am zis, m-am lovit de câteva lucruri și principalul impediment a fost faptul că, în general, în toate instituțiile, fie că vorbim de stat, fie că vorbim de privat, există întotdeauna persoane care își mențin locul acolo, funcția de conducere an și an la rând. Vin tineri cu inițiativă, tineri pregătiți. Numai eu știu cât am muncit și cât m-am chinuit în facultate, să termin facultatea, să iau bursă, să termin cu notă mare și așa mai departe. Să mă fac nu doar pe părinții mei care s-au chinuit cu mine, să mă fac mândră și pe mine și să mă Și pe lovesc copiii tăi, la rândul tău, să și pe spună, copiii uite, mei, mama într-adevăr, ce a la rândul meu. făcut când era tânără, cum s-a luptat cu sistemul, cu... Exact, Pentru că, exact. până la urmă, în acest moment, eu consider, chiar dacă sunt o persoană trecută de vârsta a doua, consider că voi, tinerii, sunteți un pic împărțiți în două. Sunteți foarte puțini cei care rămân în țară și se luptă cu acest sistem putred. E foarte greu să te lupți cu acest sistem putred. Majoritatea caută să plece în În afară, străinătate, da. ori pentru, eu știu, o funcție bine plătită sau pentru un job din ăsta care, la urmă, l-ar face și în România, dar poate că aici l-ar fi rușine să meargă, spre exemplu, la culeț de struguri, într-adevăr, să plătesc 10 euro pe oră. Da. Da, e destul de... Dar și la noi, am văzut, chiar am un prieten în Dobrogea care a zis că el nu are cu cine să culeagă vița de vie, strugurii anul ăsta, și oferă 200 de lei pe zi plus masă. Sunt aceiași bani pe care îi primește un român care merge în Germania. Într-adevăr. Dar el nu găsește forță de muncă în România pentru că românii noștri pleacă în afară. Este foarte greu. Eu vă înțeleg. Eu am stat de vorbă cu foarte mulți tineri de vârsta ta, poate și mai mici, și mai mari, în cele două campanii pe care am avut, fără penalii în funcții publice și oameni noi în politică, sunt în stradă de 6 luni de zile, lăsând de semnături, bătând județul în lung și lat. Am stat cu, fără să-i exagerez, cred că am stat cu peste 30.000 de argeșeni de vorbă. Și majoritatea tineri, cărora i-am îndemnat pe toți să meargă să facă pasul către politică, pentru că schimbarea, într-adevăr, se face Bine. prin politică. Da, Exact. eu mă simt mult mai bine aici, câinele de pază al politicienilor. Așa mă simt eu bine. Am primit oferte de la toate partidele. S-au rugat și parlamentari de mine să mă scriu în partidul lor. Am refuzat categoric. De ce? Pentru că n-aș putea să fiu acolo unde poate văd și alte persoane care nu au ce căuta, eventual, în acel Exact. partid. Și mai am eu o teamă așa că poate că nu se mai găsește altul ca mine, vezi, acum eu mă laud, știi? Care să-i atace când trebuie, pentru că Exact. mulți și-au zis, da, bă, tu ești cu USR-ul. Am atacat pe cei de la USR, inclusiv pe candidatul vostru de la Topoloveni, dar când am văzut că a greșit într-o postare, imediat am reacționat. Da, mi se Deci pare normal. eu nu stau de vorbă cu nimeni. Poate să supere pe mine, indiferent, și cu Ionuț Moșteanu, care o să fie în seara asta, și cu toți. Deci am avut conflict, război deschis cu candidatul USR de la Bascov, care l-am avut pe acel scaun de 6 ori. Și a ajuns candidatul USR la primăria Bascov datorită relației lui cu mine și prin emisiunea pe care le-am făcut. Într-adevăr, era un civic foarte activ. Am început colaborarea cu el în urmă cu 2 ani de zile. Dar asta nu înseamnă că eu aș fi acum penalist dacă îl laud pe unul. Eu îl laud pe cel care văd că își face treaba și lucrează în Exact. slujba cetățeanului. Exact. Doar că mulți se stabilizează de la acest obiectiv. De-aia vă ziceam la început de setarea unui obiectiv. Păi da, politicienii noștri care sunt aceiași de ani și ani și ani, Asta e problema. ei au doar obiectivul lor personal, atât. Exact. Păi nu interesează, ei nu știu. Atât consilierul trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna.
Am mai spus și o să repet la infinit, până când probabil cei care vă uitați la noi acum și vor să uite și mai târziu, trebuie să înțelegeți. Consilierul ajunge acolo în consiliul local al OAT-ului respectiv pe bază de voluntariat. Nimeni nu-l forțează. El nu va fi angajat în primărie, el primește o indemnizație care reprezintă 10% din venitul primarului. Este obligat să participe la 3 ședințe ca să-și ia acea indemnizație, dar are o mare obligație conform documentelor, codului administrativ. Întâlnirea cu cetățeanul, cel care i-a dat încrederea. Votul de încredere, buletinul de vot, da? O dată pe trimestru. Deci consilierul este obligat moral vis-a-vis de cel care l-a trimis acolo să stea de vorbă cu el o dată pe trimestru. Când ai niște consilieri, n-au făcut asta niciodată. Nici măcar acel raport de activitate care e obligatoriu, nu știu de cum sau dacă îl depun public, este un copy-paste de anul trecut pe anul ăsta. Sau mai bine cu niște chestii pe acolo care pe mine mă bune sub. Adică nu poți să spui raport de activitate că ai participat la ședințele de Consiliul Local și la comisii din care faceți parte. Aia nu e activitate. Pentru aia primiți bani. Raport de activitate se referă la chestia asta, relația ta cu cetățeanul, cu votantul. Să te duci să-l întrebi, oameni buni, ce e de făcut acolo? Uite, haideți să inițiem un proiect. Dar, nu, politica de partid spune totul altceva. Veniți la ședințe și ridicați dacă puteți cu câte două mâini ca să avem cât mai mulți pentru proiectele inițiate de câte primar. Nu așa se face politică. Ăsta e furt pe față, pentru că proiectele alea sunt bugetate de banii mei, de banii dumneavoastră, de banii lui Simona, a părinților Simone și așa mai departe. Crezi că astfel de lucruri se vor schimba? Eu cred în schimbare, dar schimbarea asta vine cumva cu niște provocări, vine cu niște riscuri. Schimbarea nu se produce peste noapte. Cine spune că, băi, reușim acum să schimbăm niște lucruri, minte cu vehemență. Nu. În 2032, nu. Zic eu că atunci ar putea să simțim și noi un pic că, într-adevăr, a venit o schimbare radicală în România. Dar asta dacă, într-adevăr, cetățenii vor merge la vot. Pentru că dacă nu vor merge la vot, vom mai sta cu PSD și PNL încă 4 ani pe capul nostru, așa, acel 2032 de care vorbeam puțin mai devreme, să ducem în 2036 sau 2040, eu nu știu dacă o să, dar eu mi-am propus până în 2050. Dragi politicieni, asta este. Mi-am propus să trăiesc 110 ani, să stau pe capul vostru. Ce se poate schimba în momentul ăsta, acum, la Topoloveni? Cum vezi tu componența? Că este clar, din punctul meu de vedere și cred că și tu, ca tânără useristă de o lună de zile, dar te compozi ca un userist din ăla de care au plecat din grupurile noastre civice, cu care ieșeam pe stradă și eram bătut și la un moment dat de jandarmi, parcă ai cel puțin 3-4 ani de zile de când ești în USR, așa de aplică și incisivă. E un pic răutate, dar nu e răutatea aia, știi cum ăștia se moare și capra vecinului. Nu. Nu, niciodată n-am suportat genul ăsta de, cum să spun, de aspecte politice, să le numesc așa. Mi se pare pe românește o mâncătorie ceea ce se întâmplă în politică. Trebuie să luptăm, cum vă ziceam, să avem un mindset corect, să luptăm pentru un obiectiv. Băi, obiectivul tău, ca și în partid, ca și partid, este să aduci bunăstare cetățeanului. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Oamenii, cea mai mare obiecție este că oamenii doresc schimbarea. Dar ce fac pentru schimbare? Stăm și ne plângem pe rețelele de social media. Dom'le, ăla e așa, ăla n-a făcut, ăla a făcut, ăla n-a făcut și așa mai departe. Dar noi ce facem? Îndemnăm cetățenii să iasă la vot. Ok, ieșiți la vot. Dar care e procentul de ieșit la vot? Adică lucrul ăsta, dacă vorbim de orașe, oamenii sunt mult mai preocupați de ieșirile cu prietenii, de ieșirile la un grătar, să-și petreacă timpul. Da, am revenit în direct, o problemă tehnică cu a căzut netul. Nu suntem noi de bine, nici eu, nici Simona. Îmi pare rău, Simona. Nici o problemă. Sper să nu se mai întâmple
pentru tine în viitor, pentru că tu ești tânără și ai toată viața înainte. Bun, hai să revenim la discuția. Cineva încearcă să mă sune și nu înțeleg cine, un număr de telefon, probabil vrea să sune în direct, dar este numărul afișat sus, nu pe numărul meu de telefon. Zici că ai fost cu membrii USR Topoloveni pe străzile orașului Topoloveni și pe străzile satelor orașului Topoloveni. Cum reacționează cetățenii când vă văd pe voi așa o gașcă de tineri? Unii sunt pro, alții sunt reticenți, că vă ziceam la început că ne lovim de obiecții. Cum să reacționeze? Unii reacționează bine, sunt încântați, pentru că se gândesc la viitorul copiilor lor. Vorbim aici de viitorul copiilor lor și de viitorul nepoților, care știți foarte bine că... Cred că sună cineva. Da. Okay. Acceptăm apelul? Desigur. Că despre asta spuneam... Alo? Alo? Bună ziua, mă numesc Alexandru Ionuț, sunt cetățean al Topolovenilor și am și o întrebare referitor la programul cu piața din Topoloveni. Este, puteți să ne spuneți mai multe? Cum ați spus că vă numiți? Alexandru și mai... Alexandru Ionuț, cetățean al Comunei Calinii, Topoloveni. Și am o întrebare referitor la piața de care vrea să se fie deschisă în Topoloveni. Puteți să ne dați mai multe detalii? Păi nu știu dacă invitata mea poate să vă dea mai multe detalii, o poate face. Desigur. Bună seara, domnul Alexandru Ionuț. Sunt încântată să vă ascult în această seară. Bun, să vă spun despre piața agroalimentară pe care o avem în proiecție, ca să spun așa. Ideea este în felul următor. Voiam să ajung la subiectul acesta cu domnul Traian. Majoritatea membrilor din celelalte partide, partidele rivale, au diverse proiecte în ceea ce privește, am văzut, piața agroalimentară din Topoloveni. Proiecte, cum spun ei, proiecte realizabile. În momentul în care spui unui om, am un proiect realizabil, automat pe mine mintea mă duce la realizabil. Înseamnă o perioadă foarte scurtă, înseamnă o perioadă, cum să zic, cât mai aproape de realitate. Nu am văzut lucrul ăsta la celelalte partide. Ei bine, dacă tot ai întrebat de lucrul ăsta, pot să spun concret la noi. Noi am vorbit deja cu o firmă, ne-am interesat de costurile, ce presupun costurile înființării unei astfel de piețe agroalimentare în condiții de maximă siguranță. Ce înseamnă condiții de maximă siguranță? Înseamnă că, după cum ai văzut și tu, cetățenii din orașul Topoloveni care își vând acolo până la urmă legumele, mă rog, fiecare ce poate să-și cultive în grădină, stau în niște condiții, scuzăm în limbajul, mizere, sunt niște condiții dezolante. Stau în căldură, în ploaie, în frig, ca să-și câștige veniturile. Pentru unii dintre ei acel job, că până la urmă e o meserie ce fac ei, reprezintă toată sursa lor de venit, pentru alții reprezintă un venit în plus. Ei bine, noi am luat legătura cu o firmă, se numește Metalworks, am vorbit cu aceștia, ne-am interesat de costuri. Avem două posibilități. Posibilități să accesăm fondurile europene pentru a face rost de acei bani ca să clădim, să constituim acea piață agroalimentară în condiții cât mai optime pentru cetățenii din Topoloveni care își vând acolo produsele. Și mai avem opțiunea de accesare a unor fonduri private, fondurile primăriei. Diferența ar fi că fondurile acelea, fondurile europene se accesează mult mai greu și într-o perioadă mult mai lungă de timp, ceea ce ar fi incomod pentru cetățenii din Topoloveni, mă gândesc, pentru că sunt sătui, din discuțiile pe care le-am avut cu aceștia în stradă, cum îi spuneam și domnului Paparete, sunt sătui de așteptare. Vor ca schimbarea să vină cât mai rapid.
Ei bine, noi putem să accesăm acele fonduri private de care vă ziceam prin primărie, prin administrația locală și ne-ar costa undeva la 90 de euro metru pătrat. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că oamenii vor avea propriul grup sanitar, adică să nu mai stea, să, mai ales că acum vorbim și de o situație critică cu pandemia, când ar trebui să păstrăm niște norme de igienă cât mai corespunzătoare, ar trebui să păstrăm o distanță socială care nu se păstrează și știți foarte bine lucrul ăsta, de vreme ce spuneți că sunteți cetățean al orașului Topoloveni, să facem cumva o piață în care să fie împărțită pe raioane. Vorbim de, nu știu, raion de carne, raion de brânzeturi, de vegetale și așa mai departe. Oamenii să fie cât mai în siguranță. Nu mi se pare normal, ținând cont, cum am spus la început, că pentru ei este singura sursă de venit, poate pentru unii dintre ei este singura sursă de venit, acele produse, acele servicii pe care ei încearcă să ni le aducă nouă pe masă, nu mi se pare normal să fie ținuți în astfel de condiții. Și cum vă ziceam la început, cam toți ceilalți membri din celelalte partide menționează cuvântul acesta, realizabil. Însă nu am auzit personal, poate sunt colegi sau poate sunt cetățeni din Topoloveni care au auzit lucrul ăsta, eu personal nu am auzit în inițiativele colegilor din celelalte partide ideea asta. Spun tot timpul proiecte realizabile. Pe când spui proiecte realizabile, nu știu, pe mine v-am zis, mă duce cu gândul la o perioadă mai scurtă de timp și o perioadă, nu știu, în care să am se concretizeze înțeles. De ceva. Am înțeles. Oricum, aveți votul meu, m-ați convins 100%. Vă mulțumesc. Și sper să convingem și alți tineri din orașul Topoloveni. Asta încerc și eu și încearcă și colegii mei din partid să convinge cât mai multe persoane, pentru că într-adevăr avem nevoie de schimbare. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc pentru intervenție. Seara bună. Seara frumoasă. O seară bună. O seară bună. Da, era același număr care încerca pe numărul meu de telefon să sune și nu aveam cum să fac trecerea în direct pentru ceilalți. De asta am și spus, dacă încearcă, să ne de pe numărul afișat de acolo. Lucru foarte frumos asta cu viața asta, cu viziunea asta despre cum ar trebui să arate. Dar eu știu că orașul Topoloveni nu are un parc așa, parc mai ca lumea. Da, într-adevăr și asta este una dintre probleme cu parcul. Avem în proiecție și reamenajarea parcurilor. Toată inițiativa asta, începând de la, nu știu, constituirea unor aparate, ca să zic așa, pentru copii, să practice sport. Numai pentru copii, și pentru cei de vârsta a doua, a treia, pentru că, da, poate că și noi avem nevoie de mișcare, da, nu numai copii, că oricum sunt jucăuși, mai sunt destul de multe probleme care trebuie rezolvate la Topoloveni, din punctul meu sunt de vedere. Sunt foarte multe, într-adevăr, foarte multe probleme. Cred că Topolovenii, ca și oraș, e așezat într-adevăr pe un drum național. Are o conexiune chiar cu autostrada, un drum relativ nou, cred că are câțiva ani de când a fost făcut acel drum către autostrada 1, București-Pitești. În schimb, nu are un parc industrial așa cum ar trebui să aibă un oraș ca Topoloveniu. De adevăr. Și neavând acel parc, implicit nu ai nici venituri suficiente la bugetul local care să dezvolți orașul pentru comunitate. Cu ce vine, Alianța USR Plus Topoloveni în acest sector? Păi cum vă spuneam la început, față de colegii noștri care au proiecte realizabile în ghilimele de rigoare, noi am făcut și niște calcule, adică ne-am interesat foarte bine de ce înseamnă acest lucru. Pe lângă faptul că dorim să reamenajăm parcul care ne-ar costa undeva, ar fi o investiție undeva la 5.000 de euro,
toate lucrurile acestea ne dorim să mai, pe lângă lucrurile acestea ne dorim să mai amenajăm, să reamenajăm și stadionul. Vrem să facem piste cu patru coloane, da, unde unde practic oamenii care practică sport, sunt foarte mulți cetățeni în orașul Topoloveni care practică sport, care îndrăgesc sportul. Numai eu cunosc, am câțiva prieteni care practică sport de performanță. Să fie ajutați în acest sens, să creăm piste special pentru olimpici cu aceste fonduri, să accesăm aceste fonduri și să reușim să facem acest lucru. Da, tu știi că e destul de greu să accesezi fonduri pentru că... Pentru mine, acel primar care vine și spune că primul mandat eu voi reuși să aduc fonduri europene pe un proiect nou, eu nu o să-l cred, pentru că nu ai cum să aduci. Doar dacă cumva acel proiect a fost început de, eu știu, de primarul de dinaintea ta, da, poți să accesezi fonduri europene, dar într-un singur mandat, nu. Prostia mare care se face în România de 30 de ani, este că nicio localitate, nicio unitate teritorială administrativă nu merge pe principiul ăla, bă, hai să ne luăm și noi un proiect al orașului Topoloveni, pe care indiferent cine este la guvernarea lui, că primar și consiliu, să-l ducă la bun sfârșit. Bă, ce vrem să facem pentru Topoloveni? Asta, bun, începem noi proiectul și poate să-l termină, începe Boțârcă și-l termină Simona Elena Limbera, când o să ajungă primar. E suficient doar să fie un consens între formațiunile politice, dar formațiunile politice care au fost la guvernarea ultimilor 30 de ani, nu. Ei sunt doar pentru ei și atât. Exact. Nu interesează cetățeanul, pentru că dacă ar interesa cetățeanul, atunci ar merge pe o înțelegere din astea. Bă, este proiectul orașului, nu contează cine este primarul și cine are majoritate în Consiliu, păi ăsta trebuie dus până la capăt. Și apoi a început un alt proiect mare, dar proiectele mari se fac pe termen mediu și lung. Exact. Pe când primarii noștri nu au făcut nimic altceva decât proiecte micuțe pe termen scurt. Și pe proiecte care... micuțe pe termen scurt făcute în pragul alegerilor, ca să dea cât mai bine pentru vizual cetățenilor. Pentru că ei stau tot timpul cu niște bani acolo. Exact, o plasă de siguranță. Ca să aibă bani în ultimul an de mandat, când exact. Este an electoral și să dea bine... populație, se spună, uite bă că a Câte făcut, făcut ce a făcut. Da. Da? Dar de fapt, 3 ani de zile nu a făcut nimic. A făcut decât să țină niște bani acolo, neședem bugetar ca să ajungă banii în ultimul an de mandat și atunci vezi că se astupă grup care după ce trec alegerile apar la loc, exact. Se fac niște drumuri, se asfaltează direct peste pământ, deci nu mai contează. Asta e problema oamenilor, că se lasă păcăliți de aspectele astea. În moment, adică nu-și pun un semn de întrebare de ce se fac lucrurile astea, de ce se iau inițiative doar în prag de alegeri. De ce nu se face ceva și în restul timpului, în timpul anului, în momentul în care nu suntem în prag de alegeri? De ce nu se face lucrul ăsta? Și ideea e că cumva treaba asta pornește și de la gândirea cetățeanului. Vă spun clar caz concret. De la mine din sat, unde efectiv copacii, pomii atârnă în crengile lor, atârnă pe jumătatea drumului, deci zgârie efectiv mașina, dar nimeni nu e inițiativă să mă duc eu, ca cetățean cu simț civic, să mă duc să le tai, pentru că și eu trec pe acolo. Groapă în jumătatea drumului. Nu știu, s-a făcut de la ploaie. Vorbim în momentul în care nu era asfaltat. Acum avem așa o tentativă de asfalt, ca să spun. Dar în momentul în care ploua, se făceau găuri, se făceau gropi, treceai cu mașina prin acele gropi, dar nimeni nu a avut inițiativa să spună, băi, mă duc eu ca cetățean cu simț civic și pun, nu știu, arunc o lopată de nisip în acea gaură, pentru că și eu trec pe acolo. Simona, nu știu dacă ai văzut, a fost reportaj pe Pro TV și pe Digi, în care cetățenii s-au dus și au astupat gropi în asfalt, pe drum județean din banii lor și au fost amendat pentru că nu au fost autorizat să facă acest lucru. Am văzut și acest da? Lucru, da. Deci cetățeanul și a fost caz concret și pe la Ștefănești când s-au dus și
au decolmatat șanțurile, au făcut multe dezepezii și așa, și până la urmă s-a trezit cu poliția pentru că a fost trimis de viceprimar, adică bă, cum să iasă ăia în fața noastră ca a și administratori ai acestei primării. Cum să iasă cetățeanul să facă el decolmatarea șanțurilor și, mă rog, să facă dezepezirea zonelor care erau deja izolate din cauza zăpezii și așa mai departe. Deci nu putem să-i acuzăm că nu au spirit civic din punctul ăsta de vedere. În schimb, îi putem acuza pe acei cetățeni care văd pe altul că aruncă gunoiul unde nu trebuie, exact, că fac lucruri care n-ar trebui făcute. Ei, atunci trebuie să intervine spiritul civic și să-l tragă de mână, că mă, nu e frumos ce faci tu. Uite, gunoiul trebuie dus la cubela de gunoi. Chiștocul trebuie dus la locașul unei, dacă sunt coșuri de gunoi puse. Lucrurile astea nu se întâmplă pentru că nu se iau măsuri, ca să zic așa. Eu v-am spus, lucrez cu oameni. Eu consider că oamenii trebuie educați de la zero. Dar oamenii nu pot fi, sunt foarte puțini oameni care sunt educați cu vorba bună, ca să zic așa. Oamenii trebuie și, le trebuie și cumva o, cum să spun, un imbold să facă lucrurile astea. Adică, băi, în momentul în care ai aruncat țigări pe jos, ai aruncat hârtii, ok, amendă, să vedem, Simona, îți mai convine să faci lucrul ăsta? Asta ține de educația celor 7 ani de acasă, ține de educația care se face în sistemul nostru de învățământ, care, din punctul meu de vedere, este puternic. Da, da, exact. Cu orice critică, total de acord cu noi. Atâta timp cât eu știu clar că am fost la nu știu câte școli prin Pitești pentru a face educație civică și juridică cu copiii de la clasa 7-a, chiar început clasa 7-a, pentru că în momentul în care ai ajuns la 14 ani, deja poți fi tras la răspundere penal. Da? Exact. Când ajungi într-o școală de corecție, nu într-o pușcărie, e cu totul altceva. Dar trebuie să înveți să ai, cred că iar încearcă cineva să sune, dar nu știu de ce folosește numărul meu de telefon și nu folosește numărul afișat pe ecran. Dragilor, sunați la numărul care este afișat acolo, nu mă sunați pe numărul meu de telefon, că nu am cum să dau un direct. Într-adevăr, și chestia cu amenzile, până la urmă, nu cu amenzile faci totuși treabă, ci cu educația primită și cu spiritul ăsta. E târziu, dacă mă întrebați pe mine. Pentru unele persoane. Da, dar ce te faci? Uite, am avut situația de pe perioada stării de urgență în care foarte multe persoane au fost amendate pentru încălcarea unor reguli, da, până la urmă. Da, 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 și da. Ce a făcut Curtea Constituțională? Am văzut. Da? Așa păi este. Despre asta vorbim. Păi mai poți tu? Păi românul nu mai o să facă ce vrea el pentru că știe clar, lasă-mă că vine CCR-ul și ne taie amenzile. Exact. Da? Vezi, despre asta este vorba. Totul este politic până la urmă. Da. Deci noi trebuie să scăpăm, să schimbăm clasa politică. Schimbând clasa politică, implicit se va schimba și clasa electorală. Ca să folosesc termenul ăsta, da? Pentru că altfel, ce văd dacă ea își vede treaba lor acolo, ea sunt bășiu de treaba, nu mă interesează, bă, dacă are oameni să facă curat după mine, bine. Dar, uite, eu spun, am avut noi o acțiune de la Activa G Pitești pe centrul orașului Pitești, care mergeam și când vedeam pe cineva că aruncă ceva jos și nu-l duce la coșul de gunoi, ne duceam, îl luam în fața lui. Nu ziceam nimic. Duceam noi la coșul de gunoi. Mi s-a întâmplat chiar mie un tânăr, de vreo 23-24 de ani, aruncat prima dată pistocul. A, și după aceea am văzut că și-a desfăcut un corn și parcă m-am dus un feeling așa, mă, cumva o să arunce. Și l-am aruncat și pe ăla și m-am dus, l-am luat și pe ăla, nu i-am zis absolut nimic, dar am făcut în așa fel încât el să mă vadă. Da. Da, am grăbit eu pasul ca să-l prind în urmă cu restul de la cornul de ciocolată și l-am pus acolo și nici măcar nu m-am uitat la el. Eu sunt convins că a fost o lecție destul de bună pentru el. Nu știu dacă acest episod l-am aruncat, n-am de unde să știu, dar cam așa ar trebui procedat. Dar trebuie procedat și azi și mâine și poimine și în fiecare zi. Exact. Dar măcar generația nouă, copilașii ăștia până în clasa 5-a, ar trebui să aibă parte de o educație așa cum trebuie. Dar ce aici intervine greșeala părinților?
Da. Educație. Pentru că educatorii noștri din ziua de astăzi, după ce că majoritate și vedem rezultatele de la examenele de care le susțin ceea ce trebuie pentru o educație sănătoasă, adică am văzut profesori și învățători care pentru postul de titularizare sau cum să numi el acolo, să iei note de 2, de 3, că ce poate să învețe la copilul meu? Și am mai intervenit și chestia asta, dacă este democrație, pot să-mi duc copilul la orice școală doresc eu. Nu ar mai trebui să fie chestia asta, pentru că de aici a plecat chestia, e cel mai bun liceu, Odobescu, în Pitești, Barbu, bani de la primărie se bagă doar acolo, iar în rest, Dumnezeu cu mila. Exact. Da? Păi și atunci, cum să educi și pe ceilalți, să-i civilizezi pe ceilalți, dacă tu în 3 licee din orașul din Pitești bagi bani, dar bagi bani cât bagi în toate celelalte? N-am fost niciodată de acord cu sistemul ăsta, ca să zic așa. Eu am făcut școala generală la Țigănești. Acum este liceu teoretic acolo, școala a devenit liceu tehnologic, pardon. Tehnologic. Da. Și toată lumea, du-te la Topoloveni, du-te la liceu, toți, la școala generală, pardon. Dar am zis, doamne, și aveam profesori foarte buni, deci foarte buni. Eu consider că dacă vrei să înveți, bine, nu vorbim acum, cum a spus dumneavoastră, da, de profesori nepregătiți, care iau note în examenul de titularizare de 2 și 3. Vorbim de persoane mai apte, ca să zic așa. Persoanele alea pe mine m-au format și eu le apreciez foarte, foarte mult și în prezent țin legătura cu ei. Persoane și care... sunt convins că sunt foarte mândre de... Da, mi-au devenit între timp clienți și așa mai departe, adică de pe băncile școlii. Exact, exact, datorită lor. Și nu am mers pe sistemul, pe aspectul, ok, am învățat la școala de la Țigănești, unde totul era la comun, unde totul era o nebunie totală. Într-adevăr, școala generală din Topoloveni avea un alt renume, se investiseră mai mult acolo, mai multe fonduri, mai multe... Na. Dar nu am mers pe premisa asta și nici ai mei n-au mers. Și poate și dacă voiau să meargă, probabil nu aveau veniturile necesare să facă zi de zi naveta. Și, na, trebuia și bani de buzunar și așa mai departe. Dar uitați că am ajuns, din punctul meu de vedere, am ajuns bine și cu o școală generală făcută la Țigănești, într-o școală de sat, cum s-ar zice. Și nu a fost asta un impediment pentru mine, adică asta vă zic, în momentul în care eu știu ce am de făcut, știu că plec de acasă cu ideea, plec de mică cu ideea, băi, trebuie să înveți ca să... Ai mei tot timpul mi-au zis chestia asta, băi, vrei să... ai carte, ai parte. Vrei să ajungi un om mare, să n-ajungi... Îmi dădeau tot felul de exemple, exemple care nu sunt tocmai, cum să spun, morale. Nu mi-a plăcut niciodată comparația asta, să n-ajungi ca X sau n-ajungi ca Y. Să nu muncești cu cârca și așa mai departe. Pune mâna și învață, fă-ți niște studii, trebuie tu să devii conștient de lucrurile astea. Ori, care era diferența? Că mă duceam la Topoloveni sau că am făcut școala generală la Țigănești. În momentul în care eu am știut, băi, trebuie eu, mie profesorul am dă niște lecții, am un obiectiv, eu trebuie să ajung acolo. Nu conta că eram pe o bancă la Topoloveni, unde băncile erau mai noi și eu îmi rupeam pantalonii la Țigănești în băncile rupte, sau, mă rog, vorbim aici de condiții. Am învățat la fel, am ajuns bine, consider eu, și nu a fost asta un impediment. Și când te gândești că aveați același primar și la Țigănești și la Topoloveni. Da. Dar deci, diferența era majoră. Deci și major. Școlile aparțineau de aceeași administrație publică locală. Exact. Primăria orașului Topoloveni. Exact. Da? Dar după interese, în fine, nu vreau să intru prea mult în detalii pentru că ar trebui să stăm de vorbă câteva ore în șir despre educația, sistemul de educație din România și nu numai, când te gândești și la sistemul de sănătate. Spre exemplu, orașul Topoloveni cum stă la capitolul sănătate? Spital, clinică, ceva de urgență, aveți pompieri la Topoloveni? Domnule Papare. Dar eu întreb. Eu întreb. Da, vorbim de clinici, de policlinici, de spitale, când efectiv dacă, nu știu de câte ori ați fost în oraș în Topoloveni, dar eu am fost o persoană destul de sensibilă, stă așa, mai bolnăvicioasă, ca să zic, și am tot umblat pe la, na, fiind în stat, în oraș, am tot apelat la doctorul de familie din policlinică până la urmă.
niște condiții oribile, deci oribile. Ok, că vorbim să curățe și așa mai departe, e curat, e ok, ca să zic așa, normele de igienă, dar aceea nu poate fi numită policlinică, adică niște cabinete care arată oribil. Exact. Să nu mai spun, scuzați-mă acum, dar să nu mai spun de competența, ghilimele, a doctorilor, a medicilor, a asistentelor și așa mai departe. Adică vorbim la consider fel de... Consider că și medicii ar trebui să dea un examen de titularizare în fiecare an, exact cum fac profesorii, pentru că așa poate că am vedea și noi adevărata lor valoare, da? Pentru ce au depus ei acel jurământ în pentru ceea ce s-au pregătit 6 ani până la urmă, că da. Un educator poate să facă și o școală post-licială, așa, exact, sau o facultate de 3 ani, 4 ani, păcând la medicină sunt 6 ani de zile. Care... Mi se pare inadmisibil să mă duc, eu mă mai duc să mai iau rețete de la medicul de familie și așa mai departe, mi se pare inadmisibil să stai câte o oră în cabinet, pentru că doamna efectiv nu se pricepe să... Dea o rețetă cum trebuie, ba nu merge internetul, ba nu merge laptopul, ba nu știu să folosesc. Uite, folosesc, și la noi s-a întâmplat problemă cu internetul, deci n-ar fi avut. Dar eu știu ce vrei tu să spui, dar am vrut ca să glumim un pic așa, să ieșim din sfera asta, pentru că totuși suntem români și cred că noi merităm mult mai mult. Și exact. Măcar cei care sunt acolo și sunt plătiți din banii noștri, măcar să facă un mic efort acolo și să-și facă meseria așa cum trebuie, pentru ceea ce ei primesc bani pe fiecare lună, că am eu câțiva care văd, că nu mi-a intrat banii pe card și trebuia să-mi intre acum, că uite, trebuia să mă să fac cumpărături. E foarte bine când intră banii pe card, nu? Intră banii în cont acolo. Dar îi meritați, oameni buni? Despre asta vorbesc. Îi meritați acei bani? Așa îi întreb și eu pe consilier, bă, dar voi îi meritați... Aia, 700-800 de lei cât luați pe fiecare lună pentru 3 ședințe până la urmă. 3 ședințe mari și late pe lună. La... Sunt bani. Alți români muncesc pentru 700-800 de lei pe lună, de dimineața până seara. Da. Ăsta e adevărul. Da? Și muncesc cunosc, fizic. Da. Un consilier nu trebuie decât să urmărească el acolo, să vadă proiectul ăsta. Băi, e bine, interesul cetățeanul nu este. Da? Noi, adică să ia poziție, să facă ceva. Dar ei nu fac nimic altceva, nici măcar nu se interesează. Unii dintre ei m-au și tu pe ușă să spună, păi știți, eu n-am primit proiectul. Păi cine să ți-l dea, mă? Păi e în primărie, te duci, te interesezi. Da, dai telefon, oricum să anunțe ședințele cu 10 zile înainte, cel puțin consiliere, că dacă pe noi cetățenii nu ne anunță public, e cu totul altceva, dar consilierii știu de lucrul ăsta. Da, știu, da, pentru da, că ei da, trebuie da, să normal. Prezinte la comisii. Deci nu poate, pentru că dacă nu are quorum, nu poate să treacă mai departe proiectul, dacă nu are quorum. Dar mulți nu știu chestia asta. Adică, lasă-mă, că ăștia sunt proști, nu știu. Sunt mici, nu știu. Exact, dar nu exact. Este chiar așa. Dragilor, să știți că sunt destui... Uite, am o tânără aici lângă mine, 21 de ani. Silviu Surdeanu, îmi pare rău. Dacă tu ești președintele USR Topoloveni, s-ar putea să spune scaunul de sub picioare această tânără cât de curând. Glumesc acum, dar să te gândești foarte bine, da? Pentru că tu ești așa, stai mai mult pe cap, pe mări, pe oceane, nu să te plimbi ca alții, să muncești, da? Foarte important. Pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, ce mesaj ai avea tu pentru prietenii tăi din Topoloveni, pentru tinerii din Topoloveni, pentru cetățenii din Topoloveni și totul vis-a-vis de data de 27 septembrie 20, ca să nu zic 22. Da. Dragilor, cel mai important aspect pe care vreau să-l menționez pentru voi este să ieșiți la vot. Avem nevoie să ieșiți la vot și să țineți cu aspectele tinere, să țineți cu tineretul. Știu că este destul de greu să acceptați schimbarea, dar eu contez pe voi, contez pe inițiativele tinere. De asta mă aflu și eu aici, ca să susțin inițiativele tinere, din nou menționez acest lucru, nu vreau să devină obositoare, dar vă rog și vă îndemn să ieșiți la vot și să votați inteligent. Încercați să schimbați puțin perspectivele, nu vă mai lăsați păcăliți de același sistem de conducere de 30 de ani, adică încercați puțin să
să abordați schimbarea. Gândiți-vă că și voi, la un moment dat, o să fiți puși în postura în care sunt eu acum și o să căutați un sens, o să căutați un obiectiv, încotro se îndreaptă viața mea și veți avea nevoie de susținere. Ei bine, când nu o să primiți acea susținere, o să vă loviți de niște obiecții și de niște impedimente care o să vă dea viața peste cap. De aceea vă rog și vă îndemn să ieșiți din nou la vot pentru schimbare. Pentru voi, până la urmă, pentru viitorul vostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Simona! Și eu vă mulțumesc, domnul Traian! Sper că poți să ne mai vedem și după alegeri, pentru că proiectul meu de a aduce în fața cetățenilor atât politicieni cât și civici va continua. Deci cum nu se va drag. Opri, pentru că eu am simțit lipsa comunicării între aleși și alegători în ultimii 30 de ani și mi-am propus ca măcar o dată pe an primarul de la Topoloveni să fie aici, pe scaunul unde stai tu, și la fel și câte un consilier reprezentant al formațiunilor politice care au reprezentare în Consiliul Local și nu numai și alți politicieni care poate de la partidele care nu au făcut acel procent prag să ajungă în Consiliul Local. Pentru că dacă vom avea o astfel de comunicare, eu zic că altfel vor sta lucrurile. Într-adevăr. Pentru că până acum nu s-a comunicat. Și prin orice de comunicare. Da? Munca în echipă și comunicarea. Dacă nu există astea două, n-ai cum să faci nimic. Adică nu te poți realiza nici pe plan profesional, nici personal, nici ca și, eu știu, ca și brand, ca și societate comercială, ca orice vezi voi. Și nu uitați, dragilor, chiar mergeți la vot. Nu lăsați pe altul să decide pentru viitorul vostru. Pentru că ați lăsat timp de 30 de ani și vedeți unde a ajuns România. Așa că mergeți la vot și mergeți încă de la prima oră, pentru că e mai bine așa, că cine știe, poate dacă mă așteptați mai mult așa spre prânz, ar putea să vă răzgândiți, să intervine vreo ieșire cu prietenii la un grătar, că am înțeles că duminică va fi foarte, foarte frumos, așa că cum vă treziți dimineață, vă spălați foarte bine pe mâini, dar nu vă spălați pe mâini pentru următorii 4 ani de zile. Da? Seară bună, ne vedem în mai puțin de 30 de minute cu Ionuț Moșteanu. Seară frumoasă!